Această direcție este și de suflet, este și românească, este și, dacă vreți, un demers artistic deosebit. Pentru că, uitați-vă la aceste tablou. Sigur, nu era nici cum ca cei înfățișați acolo să-i pozeze doamna. Doamna i-a interpretat și reinterpretat, punând suflet în fiecare lucrare. A ales tehnica cea mai potrivită, pastelul, pentru că așa poate să redea foarte bine figura unui om. Carnația, dacă vreți, ochii, și simțiți că oamenii aceștia sunt vii, niște persoane aproape reale, cărora artistul le-a dat viață reinterpretându-i.